Mai mulți tineri din Timișoara au fost surprinși de către polițiștii locali în timp ce își făceau selfie-uri cu telefoanele în deplasare pe două roți, fără a fi atenți la trafic. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au depistat zilele acestea mai multe nereguli în cadrul persoanelor care se deplasează cu bicicleta sau chiar cu trotinetele. În rândul neregulilor se numără și decizia bicicliștilor de a nu respecta partea de trotuar special destinată lor, preferând să se deplaseze printre pietoni. Alți bicicliști preferă să își folosească o singură mână pentru manevrarea ghidonului. Astfel, în urma acțiunii din ultimele două zile, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, de la 330 lei și până la 990 de lei. Poliția locală atrage atenția că și conducătorii unor astfel de vehicule trebuie să se deplaseze cu grijă, să respecte regulile rutiere, dar și pe ceilalți participanți la trafic, deoarece pot provoca accidente.